Eu le-am explicat grupurilor de negociatori. Când vorbiți despre toate modificările cuprinse într-un eventual viitor acord, despre modificări istorice, vom ajunge la un referendum. Cetățenii vor trebui să se pronunțe asupra anumitor tipuri de compromisuri, a declarat Volodymyr Zelensky într-un interviu acordat publicației ucrainene Suspilne, conform postului SKY News și cotidianului The Times of Israel. Volodymyr Zelensky a reafirmat necesitatea de a se întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cred că fără o asemenea întâlnire, este imposibil să înțelegem de plin ce sunt dispuși să facă rușii pentru oprirea acestui război, a subliniat Zelensky, citat de cotidianul Le Monde. Volodymyr Zelensky a afirmat în mai multe rânduri că vrea o întrevedere directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea conflictului militar. Însă Kremlinul a transmis luni că, deocamdată, nu se pune problema unui summit Rusia-Ucraina. Nu există nimic stabilit clar, niciun acord care să poată fi definitivat, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, citat de agenția Interfax și de publicația Der Spiegel. Dmitri Peskov a subliniat că este necesară avansarea negocierilor. Cei care au această posibilitate trebuie să-și folosească influența asupra Kievului pentru ca negociatorii ucraineni să aibă o atitudine constructivă la negocieri, a insistat Dmitri Peskov.